Bună ziua, stimați ascultători! În direct la Radio Dobrogea vom discuta astăzi despre asceza dialogului, asceza vorbirii cu părintele Maxim Vlad. Bine ați revenit! Bine v-am regăsit! E o problemă pe care consider eu multă lume o tratează cu superficialitate, în sensul că, deși în scriptură și în tradiția bisericii vedem că semnul desăvârșirii este capacitatea de a selecta subiectele de discuție și modul în care sunt ele propuse, de a nu răni și de a vorbi spre folosul oamenilor, deci asta e un semnal de săvârșiri. Cu toate acestea, noi, cei de astăzi, mai mult sau mai puțin credincioși, începem să nu mai gândim în logica asta, să nu mai căutăm aceste semne, adică să vedem la noi dacă... Vorbim într-un anumit fel. Asta ce reflectă despre noi? Dacă în societate anumite subiecte devin bârfă sau ocazie de a calomnia, ce dovedește asta? Ne aflăm în post și de aceea m-am gândit că un lucru despre care se vorbește foarte puțin este tocmai această parte, să spunem, care apare nu face foarte mult rău sau nu poate face foarte mult bine. Deși Hristos a schimbat viețile oamenilor prin cuvânt, mărturisind anumite lucruri, spunând anumite lucruri, punctând un moment, descoperind, cum a fost cazul lui Natanael, anumite aspecte petrecute înainte, deci dezvăluind o anumită putere pe care o avea. Ori noi astăzi căutăm cumva o altă cale și ignorăm faptul că, până la urmă, Ceea ce iese pe gură, cum spune Hristos, vine din inimă. Și e bine să ne cunoaștem inima. Și aș vrea să-l întrebe Părintele Maxim, plecând de la această bază scripturistică și revelată, că ceea ce iese, iese din inimă. De ce e important să ne cunoaștem inima și să ne uh, educăm inima, să nu vorbească ce nu trebuie? Inima este un spațiu locuibil, un vas, în care trebuie umplut ori cu prezența lui Dumnezeu, ori cu prezența patimilor, a rădăcinilor răutății, care sunt în același timp semnele prezenței lucrării demonilor. Patimile sau rădăcinile acestora aflate în inimă sunt ouăle satanei care incubă în lăuntru inimii. De aceea, Deși Hristos, prin botez, este așezat uh, deja în inima omului, dar până la botez, acolo este întunericul, spațiu în care uh, domină și în care stăpânește, guvernează Duhul cel rău, din momentul în care Hristos este așezat acolo, omul are posibilitatea, are aluatul, da? Care trebuie să dospească toată frământătura ființei lui pe Hristos însuși, care trebuie să înnoiască structura psihofizică a personalității. Și din acel moment, din inima omului, evident cultivată și reafirmându-l permanent pe Hristos sub toate aspectele, trebuie să iasă lucruri bune, Fapte, gânduri, cuvinte luminoase. Din nefericire, datorită indiferenței, necunoașterii, lenii, comodității, oamenii nu cultivă prezența lui Dumnezeu în inima lor. Dumnezeu rămâne latent acolo, dar acoperit încet, încet de zgura tuturor acestor patim și păcate și apare sau ia naștere în timp o coabitare nefericită între uh, Hristos prezent în inimă și reminiscențele sau chiar semințele, păcă, semințele răului care sunt mai, mai vivace, sunt mai dinamice și pentru și mai prezente și pentru că omul le hrănește, le, le udă continuu cu, prin apucăturile, prin cutumele, prin modul de viață greșit pe care îl duce. Și atunci, evident că ceea ce are în inimă scoate în afară, scoate prin gând sau prin cuvânt. Și pentru om, asta este o, o dovadă a stării lui spirituale, a nivelului spiritual. Pentru că dacă fugim de cunoașterea noastră de sine, nu ajungem la vindecare. Și atunci, uh, pentru că asta era întrebarea, omul numai oprindu-se puțin Frânând toată această uh, nebunie în care trăiește, uh, oprindu-se în loc, uh, tăcând mai mult, adunându-se în sine mai mult, uh, găsind timp pentru această, uh, aceste momente de introspecție, de cunoaștere de sine, omul ajunge să se cunoască așa cum este. Să începe să înțeleagă, dar până nu se izolează puțin de restul, nu va putea niciodată să coboare în adâncul inimii lui. Va trăi totdeauna în afara sa. Mai ales că lumea de astăzi, noi vorbeam la o altă emisiune, că lumea de astăzi stârnește, ispitește omul să-și cultive această latură plină de resentimente, de frustrări. Este stimulat să dea vina pe altul. Adam avea o singură persoană pe care putea să dea vina și a nimerit-o, a dat vina pe Eva. Noi avem atâtea posibilități de a da vina pe alții, de a da vina pe o conjunctură. Se observă, observ și la elevi asta, societatea, nu avem ce să facem, așa este. Deci societatea stimulează, mai ales că vorbim de o lume plină de comunicare, în care se vorbește foarte mult, se comunică foarte mult, de unde nevoia de discernământ e tocmai mai mare. Pentru că e foarte greu să-ți dai seama ce motiv a avut un om să propună un subiect de discuție, de ce l-a susținut atât de partizan. Sunt lucruri pe care o să le discutăm da, se vorbește pe parcurs. foarte mult, dar se comunică foarte puțin. Se comunică pentru că e un, de multe ori un motiv egoist. Adică spun ceva pentru că am o problemă personală cu cineva sau cu o instituție. Pentru că vreau să obțin ceva, un avantaj să ies în evidență. Deci sunt lucruri care n-au de, de a face cu folosul sufletesc. Uh, Petru, de exemplu, Sfântul Apostol Petru, spune că cel care își vrea să-și iubească viața, să-și oprească limba de la rău. E un părinte din paterii care spune că înainte duceam o viață sfântă și deosebită, acum, noi când ne întâlnim, noi călugării, ne bărfim și ne coborăm în iad. De ce... A iubi viața are de-a face cu vorbirea de bine și bărfa coboară omul în iad. Pentru că sunt convins că multă lume chiar nu înțelege ce e atât de grav, cum spun mulți, nu omor pe nimeni, nu fur. Cuvântul este o energie. E o putere a omului, prin care omul sau cu ajutorul căreia omul poate să folosească pe celălalt, să-l zidească, să-l cultive. Să-l ajute, să-l sprijine, să-l motiveze, să-l mângâie sau poate să-l dărâme. Poate să-l ruineze, să-i să provoace răni mai uh, dureroase și mai adânci decât uh, cele provocate de la macuțitului. Deci, uh, cuvântul este ca o sabie cu două tăișuri. Depinde cum îl folosim. Este puterea sau capacitatea pe care, prin care noi articulăm prin sunete gândurile. Deci, la originea cuvântului se află gândul, care, gânduri care sunt, de fapt, o manifestare a voinței interioare a, a omului sau a celorlalte două surse ale gândurilor, Dumnezeu și demonii. Deci, în, în mintea omului există trei surse ale gândurilor, astfel încât omul trebuie să discearnă calitatea gândurilor și, și mai ales să, să discearnă între surse și să vadă de unde provin și care este scopul acestor gânduri. Din, din acest motiv, părinții erau foarte atenți, la, mai ales la, la, la a doua etapă a manifestării voinței, deci prima e gândul, cuvântul și fapta. A doua etapă, cuvântul, la, la, în ceea ce privește posibilitatea de a discerne gândurilor E mai greu Unii sunt la început, alții mai desăvârșiți Unii înțeleg să și reușesc, alții nu Dar părinții aveau grijă să pună frâu acestei acțiuni Îmfrânându-și limba și în psalmi găsim acest adagiu, pune Doamne pază gurii mele și ușă de îngrădire în prejurul buzelor mele, adică pune gratii în prejurul buzelor mele, tocmai pentru a opri acțiunile care nu sunt bine cugetate, bine analizate. De aceea există și acest proverb, noaptea este sfetnic bun, să nu, dai, să nu te manifesti potrivit primului impuls, să aștepți să, să gândești, să judești la rece. exact. Deci, dacă nu puteau să rezolve problema din start, o rezolvau în etapa a doua. Părinții își înfrânau și creștinii își înfrânau limba. Spune de altfel scriptura în alt loc în Noul Testament că cel care stăpânește limba, stăpânește întreg trupul. Deci cine stăpânește limbuția, de areea verbală, multa polilogie, da? Că e un pleonas, multa polilogie, polilogia înseamnă multa vorbire Cel care uh, stăpânește, atunci reușește să, se, să stăpânească întreg corpul, întreg, uh, și mintea, și sufletul Pentru că uh, reușește, po are posibilitatea să se cunoască, să se analizeze permanent Și să fie atent la mișcările interioare ale sufletului său în raport, în primul rând, cu fratele său, cu aproapele pe care poate să-l folosească sau poate să-l distrugă. De aceea, iar părinții știau, erau conștienți de acest lucru și puneau frână limbii. Avem câteva texte pe care le-am găsit, care ilustrează tot ceea ce am spus și spune așa, Cel Ava Isaia, cel ce slăbește frâul limbii dovedește că e departe de virtute. Tăcerea, diadoh al foticei spune, la vreme, tăcerea la vreme este mama gândurilor înțelepte. Ioan Carpatiu, nimic nu pierde așa de mult virtutea ca vorbirea de șartă. Clement Alexandrinu, spusele vorbăreților sunt ca și încălțările vechi, tocite de stricăciune. Ava Evagrie, mai bine este a arunca o piatră lângă gard decât un cuvânt. Sfântul Antonie cel Mare, cuvântul este sluga, slujitorul minții, și ce voiește mintea, aceea tâlcuiește sau interpretează cuvântul. Ava Filimon, cuvântul fără rost, încă poate despărți mintea de Dumnezeu. De altfel, Sfântul Isaac Siru, la un moment dat, spune că tăcerea este taina veacului viitor. Și că... Uh părinții arată că zgomotul, că vor multa vorbire, împrăștie mintea și îl scoate pe om din sine și mai ales îl rupe pe om de convorbirea cu Dumnezeu. Ori asta se observă din ce în ce mai mult în relațiile dintre noi. Vin oameni la spovedanie și, nu, și spun că nu reușesc să se roage. Nu reușesc să fie atenți la rugăciune, la, la liturgia uh, desfășurată în biserică, în, în interiorul cultului public, dar și în rugăciunea particulară. Nu reușesc să se adune, nu reușesc să fie atenți. Pentru că pe parcursul zilei mintea acestor oameni și mintea noastră este preocupată, cum spun părinții, de vicleniile lumii. Este impregnată. Este, e, în minte e un adevărat. Uh concert de dialoguri, de discuții, de, de altfel unul, una dintre sursele care duc pe oameni la deznădejde, la depresie, la tot felul de stări interioare din ce în ce mai proaste, este convorbirea cu tot felul de gânduri, cu sursele gândurilor pe care oamenii nu le discern. Și ei cred că vorbesc cu sinele lor, dar de fapt oamenii uh, fac adevărate dialoguri cu duhurile căzute, în primul S rând. Sfântul Paisia Gheoritu avea o metaforă. Mintea noastră e ca, ca, un aeroport. Aterizează gândurile avioane, depinde de noi ce gânduri lăsăm să aterizeze. Sau alți părinți folosesc o comparație uh, extrem de sugestivă și asociază sau uh, mintea o moară. Și spune că mintea e ca o moară Are care nevoie. macină continuu, dar depinde de, de, de calitatea semințelor grâului sau aneghinei pe care o pui ca moara să macine. Deci, este și din cauza faptului că oamenii nu discern la capitolul acesta, trăiesc într-un Babilon interior. În primul rând că nu dau importanță. De ace exact, de aceea un alt text al Scripturii spune Fericită ești fica Babilonului când vei lua și vei lovi pe pruncii tăi de piatră. Adică fericit este mintea, că mintea e ca un Babilon, ca o amestecare de gânduri, atunci când vei lua gândurile și vei, le vei lovi de piatra care este Hristos. Și aici părinții... Fac referire la rugăciunea lui Isus. Este o modalitate, o lucrare spirituală care aduce liniștirea minții, în primul rând. Până la alte efecte sau roade, rugăciunea lui Isus aduce posibilitatea liniștirii minții și unificării gândurilor. Uneori e numită rugăciunea dintr-un singur gând. Exact. Adică care focalizează, centrează omul pe un singur lucru, pe relația lui cu Hristos. Sfântul Siluan, apropo de ce spuneați, afirma faptul că orice știre te poate da peste cap. Ori eu cred că oamenii de astăzi nu conștientizează că până și acolo, în privința informării, e bine ca să avem un sistem prin care să nu fim dați peste cap de busolați. Să știm foarte bine să ne selectăm sursele, adică dacă ne uităm la un anumit post TV sau la un ziar care instigă la ură sau alimentează anumite resentimente din nou, să ne gândim, mai e bine să mă uit acolo, e bine să citesc ce se va întâmpla. Toată ziua o să stau să mă gândesc la lucrul ăla. Cum fac foarte mulți în legătură cu biserica, de exemplu. Încep să apară știri că de ce biserica nu face și nu se ocupă de și lucruri de genul ăsta, care n-au de-a face cu viața personală a omului, pentru că nu l-a influențat în mod direct. Dar omul acela se gândește, prinde rădăcină gândul. Da, dar omul uh, contemporan trăiește o dublă dramă, ca să-i spun așa. Pe de o parte, este influențat negativ de fluxul acesta de informații pe care nu le filtrează și pentru că trebuie să stăpânești arta discernământului, iar acest discernământul se câștigă în timp, e darul Lui Dumnezeu, dar care se câștigă făcând, împlinim poruncile, în primul rând, și fiind foarte atent la tine însuși, autocenzurându-te permanent. Deci, Fiind, având în vedere că nu există uh, concepția sau mentalitatea necesității autocenzuricii, fii liber, urmează-ți instinctul și așa mai departe, deci nu au această capacitate. Și atunci, uh, oamenii sunt bombardați și, uh, cu tot felul de știri, sunt ținuți în frică, că, pentru că se instalează în inima lor frici. Frica zilei de mâine, frica de foamete, frica de uh, lipsurilor, frica de faptul că nu-și vor mai primi salariu, Catastrofe. nu vor avea pensii, va veni cu tremurul, n, -n uh, uh, afirmații care îl țin pe om în frică. Pe de altă parte, atunci când stinge televizor, radio, închide, uh, se deconectează Sus. de la mijloacele mass media, de la mijloacele de informare, Uh, intră în zona unei liniști care este la fel de înfricoșătoare pentru că nu o cunoaște și pentru că nu știe ce, se fac, ce să facă cu ea, unei stări de liniște uh, care îl, 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 îl înspăimântează. Este, de fapt, liniștea firească pe care el nu o cunoaște sau n-a cunoscut-o niciodată, și în care are posibilitatea să se cunoască pe sine și, și să-l întâlnească pe Dumnezeu. Numai că în acea stare de liniște, în momentul în care începe pro -ă, coborârea în interiorul său, omul începe să descopere dezastru care se află în lăuntrul său, să descopere balaurii care stau pe fundul lacului, monștrii care stau în adâncul inimii și se înspăimântează, începe să fie terorizat sau să fie asaltat de tot felul de uh, sugestii sau de gânduri de la demoni prin care să-l înfricoșeze și mai mult și să, a, acele gânduri să-l arate pe Dumnezeu care ar trebui să-i vorbească în acea liniște ca pe un tiran sau ca pe un Dumnezeu care... Nu comunică ce așteaptă să uh, rostească sentința. E, în acest moment, omul e priz uh, prizoner ambelor lumi, create amândouă de, aceea, de același stăpân, de același creator, de demon. Și atunci trăiește frica, fricile, când uh, ea este informat și când se află în mijlocul zarvei lumii trăiește frica când trebuie să se apropie de Dumnezeu. Și nu știe ce să facă. Și fuge dintr-o parte în alta și atunci preferă să se abandoneze cu totul lumii, să trăiască în acest vârtej, să trăiască în afara sa și să încerce să rezolve problemele în această stare de împrăștiere. Și rămâne călduț ceea ce lui Dumnezeu nu-i place. Luăm o scurtă pauză, o să ne întoarcem peste câteva minute. Am revenit în direct. Discutăm astăzi despre asceza vorbirii, asceza dialogului cu Părintele Maxim Vlad. Să discutăm un pic, am vorbit despre faptul că din inimă pleacă, că trebuie înfrânat această pornire spre rău, că sunt niște semințe, semințe ale răului că până la urmă omul devine stăpân pe el dacă își stăpânește mintea și atunci stăpânește și ceea ce comunică, filtrează, dar că trăim într-o lume care nu ne obișnuiește cu liniștea aceea lui Dumnezeu, ne obișnuiește cu zarva, cu agitația, cu... Aceste informații care au în spate niște interese, niște gânduri, niște dorințe, niște frustrări și trăim asaltați pentru că nu dăm importanță acestor lucruri. Nu realizăm că ele ne modelează sau prind rădăcini în mintea noastră. Și de aici apare situația în care oamenii deși simt nevoia să se întâlnească și să dialogueze, din două vorbe deja ajung la conflict. Sunt atâtea cazuri de oameni care s-au întâlnit, să bea ceva, să discute, în câteva minute au ajuns la ceartă sau au înjunghiat unii dintre ei. Pe rețelele sociale foarte mulți constată astăzi că de la nimic începe o întreagă discuție, încep resentimentele, se aruncă jigniri și se încheie oamenii au uitat de unde a plecat toată povestea. Cuvântul a devenit, cum spuneați, instrumentul răului. Da. lama tăi și celălalt. Deși, deși s-ar fi putut opri dacă, cum spuneați despre un părinte, care, un sfânt care asemăna vorbirea cu aruncarea unui cuvânt cu a unei pietre, că mai bine arunci o piatră. Adică, până la urmă, piatra aia se oprește și cineva spune, bine, hai, să o lăsăm. Nu o arunc și eu. Dar cuvântul rănește. A puterea aceasta de a ajunge undeva în adâncurile oamenilor poate să descopere ceva ce omul nu-și dorește să descopere. Deci, cum da. se ajunge de la uh, cuvântul care dă viață la cuvântul care omoară? Un cuvânt rău și pe cei buni îi face răi, iar un cuvânt bun și pe cei răi îi face bun, spune Sfântul Macarie cel Mare. Isaac Siru spune, nori aco acoperă soarele, iar multa vorbire întunecă sufletul, care a început să se lumineze cu contemplarea în rugăciune. Cei ce vorbesc mult, nu numai că nu sunt neprihăniți, dar pricinuiesc și altora vătămare. Înfrânarea limbii arată pe omul înțelept. Problema pe care oamenii o întâlnesc în comunicarea dintre ei este sinceritatea. Oamenii, sau absența ei. Da, absența ei, pentru că oamenii nu comunică, nu se deschid unul spre celălalt cu sinceritate, nu-și discută adevăratele probleme, pentru, <coughs> a, pentru că se simt sau cred că vor deveni vulnerabili și pentru că a, nu știu, de fapt, nu sunt educați să gestioneze a, acest tip de deschidere și acest de sinceritate care este o manifestare și a prieteniei. Și pentru că oamenii vicleni fiind și răi se folosesc la un moment dat de, de, de cuvintele celuilalt, de deschiderea aceluia pentru a-l răni sau pentru a-i aplica o corecție atunci când uh, uh, interlocutorul lor nu mai uh, uh, vibrează, nu mai e la unison cu ei. Și atunci, pentru a se proteja, oamenii recurg la aceste mecanisme de autoapărare, încât uh, discută despre orice altceva unii cu alții, mai puțin despre sinele lor, mai puțin despre problemele lor reale. Și atunci, fiindcă subiecte prea multe de discuție nu sunt, discută despre terțe persoane, despre alte evenimente exterioare lor sau despre terțe persoane. Și atunci ajung să bârfească, ajung să denigreze, ajung să calomnieze, să strice bunul nume al altora, să profereze tot felul de acuze uh, cu la adresa acelor persoane, fără să știe exact dacă afirmațiile lor corespund sau nu realității. Sunt niște afirmații obiective. Și din acest motiv se propagă răul sub diverse forme, rău care modelează încet încet chipul interior al omului. Din nefericire datorită evident că terța persoană probabil va fi anunțată de către unul dintre participanții la dialog va, aceea se va supăra va reacționa, va amenința sau se va răzbuna într-un fel sau altul și de aici oamenii ajung să-și facă viața imposibilă ca să nu spună că în instituții la serviciu, între colegi există o bârfă și o mâncătorie și un, un mod defectuos de relaționare încât se părăsc unii pe alții, se uh, calomniază, spun cuvinte grele, și fac mizerii unii altora, uh, creează tot felul de situații sau pun la cale tot felul de uh, vendete, astfel încât uh, se rănesc uh, iremediabil. Și din cauza aceasta se instalează suspiciunea în relațiile dintre oameni și oamenii, oamenilor le e frică unii de alții, nu mai comunică, se izolează, se închid și de aici disfuncțiile care apar la nivelul relațiilor din interiorul unei societăți. Să știți că astăzi, dintr-un anumit punct de vedere, nu e mai bine decât era în comunism, pentru că în comunism se știa, există oameni care toarnă, care dau anumite informații puteai la un moment dat să-ți dai seama dacă e cazul sau nu, dacă un om se ocupă cu așa ceva, după întrebările pe care le punea. Ori astăzi, misa e alta. Oamenii își doresc să iasă în evidență, își doresc să acceadă la niște funcții, la un serviciu cu un salariu mai bun, își doresc să-și înlăture rivalii sub orice formă. Și atunci, cuvântul este folosit pentru a ier ierarhiza o instituție sau o societate. Deși rostul lui este altul, de a da mărturie despre adevăr, despre bine, despre realitate, nu de a uh, fi un instrument de parvenire. Ori aici cred că problema este foarte importantă. Acum se pune accent pe stăpânirea artei cuvântării ca mijloc de manipulare, ca mijloc de afirmarea unor ideologii. Și astfel, cuvântul transmis se transformă în demagogie. Adică, cine stăpânește arta cuvântului și cine vorbește bine, este considerat formator de opinie, este urmărit, este ascultat și evident că acela devine instrument, la rândul său, al unor principii. Pozitive sau negative. Deci pune capacitatea lui de a comunica în slujba unor uh, realități. Exact ceea ce au făcut liderii acelor regimuri totalitare, Hitler, Lenin, de exemplu, Lenin era un, un foarte bun manipulator. Hitler îl avea pe Goebbels, care îi scria discursurile. Deci oamenii aceia urmăreau să atingă niște puncte dureroase. Astăzi observăm că se întâmplă lucrul ăsta Adică sunt oameni care știu ce subiecte să atingă Cum să le propună așa încât să trezească un interes Să existe strânită invidia Sau atinsă nemulțumirea De ce nu o duci tu bine? Pentru că, uite, ți explic acum De ce, nu știu, viața ta nu este veselă și bucuroasă? Imediat îți voi spune Uh, răul devine o poveste despre cum ar fi mai bine. da Exact ceea ce fac într-un fel și ateii care spun ar fi mai bună o lume fără Dumnezeu și fără credință. Deci este o poveste care prinde. Se, prinde? Repetă, se repetă dialogul din grădină, din Rai. Și a zis Dumnezeu că, așa oare... Îți spun eu că dacă vei, vei mânca, vei fi ca Dumnezeu, adică va fi mai bine decât în condiția în care te afli acum. Cum spunea așa altcineva, că dușmanul binelui este mai binele. Adică, tocmai acest tip de abordare prin care cuvântul... De, uh, are capacitatea de a crea universuri imaginare, universuri paralele cu realitatea, îl, îl scoate pe om din realitate, din relația lui cu Dumnezeu care i-a creat această realitate. Evident, ea este afectată, deformată, dar Dumnezeu a creat uh, uh, fondul, i-a creat uh, substratul existențial și atunci. Cu Dumnezeu, omul trebuie să dialogheze pentru a afla care sunt căile pe care, parcurgându-le, el să crească, să se dezvolte, să se abgradeze, să progreseze. Deci, nu mergând sau rămânând prizonierul unor imagini, unor gânduri, ca imaginile sunt formate de gânduri care n-au consistență care nu au un mesaj clar și care nu sunt articulate la realitate, ele nu, nu vor deveni niciodată fapt real, nu vor deveni niciodată realități. Și atunci omul, pentru că nu vrea să înfrunte realitatea în care trăiește și pe sine însuși să se cunoască, preferă să evadeze într-un univers imaginar uh, uh, aspect sau act, Facilitat și de consumul de diverse substanțe. Iată consumul de informație, consumul de droguri, consumul de alcool, toate consumul de, 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 de sfârâu, toate, acest tot acest tip de consum îl, îl îi dă posibilitatea omului să iasă din realitate. Și să evadeze într-o realitate, într-un univers paralel, într-o uh, realitate ima imaginară. Internetul oferă, filmele oferă omului posibilitatea de a evada, fără ca, de fapt, în viața lui să se producă o schimbare reală. Și doar imaginară, mentală. Și schimbarea se poate produce, începând de la acest mod de raportare față de bine. Adică. Eu, un moment în care discut cu cineva, sunt în preajma cuiva, urmăresc folosul lui sau nu? Lucrurile nu sunt foarte complicate. Deci e foarte simplu. De Ce exemplu? Ce urmăresc? Când mă afirm pe mine sau... De lovesc? exemplu, în lumea jocurilor. Deci, tinerii care se formează, viitorii adulți, da? Uh, își consumă energia în a lupta pentru cauza binelui cu niște jucători cu niște adversari imaginari, în loc să-și canalizeze energiile și să le folosească pentru ca în realitate să ajute la răspândirea binelui și la asanarea răului din, din societate. Adică deja e un consum inutil și omul trăiește, pentru că spun specialiști în, în, în Creierul nu face distinția între realitate și imaginar, de, decât foarte rar, și atunci omul trăiește cu satisfacția că el a luptat, că el a contribuit la răspândirea binelui și la diminuarea răului din viața lui și din viața asemenilor, consumându-și energia și atenția în acest tip de activități, jocurile. Se observă o degradare a limbajului latin. Da, ajunge, s-a ajuns la un metalimbaj, apropo de acest lucru, prin comunicarea rapidă pe WhatsApp, Facebook, nu se mai... Mesagerie de toate Da, așa, nu se mai uh, uh, recurge la propoziții, la fraze, nu se mai recurge la construcții uh, gramaticale complexe, ci se recurge la prescurtări. FB foarte bine, CF, ce faci? Deci se creează un metalimbaj care sărăcește, de fapt, interiorul omului, care îi sărăcește mintea, îi sărăcește vocabularul și, îl, uh, îi diminuează capacitatea de a, se, de a comunica, de a se exprima. Îl simplifică, dar într-un fel putem să spunem că se vorbește foarte mult despre latura emoțională. Trăim o epoca emoționalului în care... E cea, parte... mai, e cea mai riscantă utilizarea a părții afective pentru că pe emoțional poți fi cel mai ușor controlat. De aceea Sfinții Părinți Antonie cel Mare și ceilalți spun că peste celelalte puteri ale sufletului, puterea afectivă, emoțională și cea volitivă a voinței, trebuie să guverneze rațiunea, rațiunea luminată de Duhul Sfânt, rațiunea care stă în relație cu Dumnezeu. Ca, ca, aceste, ca omul să poată fi liber și să poată să se guverneze în mod corect. Pe scurt, mai avem un minut. Ce poate să facă un om astăzi care e bombardat de atâtea lucruri? Dacă nu vrea să le citească, îi le spun oamenii la locul de muncă. Care este șansa lui de a ajunge să filtreze și să se apere de aceste lucruri și să mărturisească? Să se izoleze. De... Să se, din când în când, să-și găsească și să-și creeze momente de autoizolare, să rămână în tăcere, să încerce să vorbească cât mai puțin... Să, și să uh, folosească acest vot al tăcerii schimnicilor, pentru că ei n-aveau voie decât la șapte inițiative de dialog, dar trebuia să răspundă ori, ori de câte ori erau întrebați. Așa și noi putem să facem această experiență, să împuținăm inițiativele de dialog și să, uh, să răspundem la nevoile fraților, adică să facem acte de dragoste față de frații noștri, răspunzându-le atunci când ne solicită, dar fără ca noi să uh, avem această inițiativă de a dialoga cu ei. Cred că a aceasta e o soluție temporară, evident, și de moment pentru ca omul să înceapă să prindă gustul tăcerii. Mulțumim, Părintele, pentru prezența în emisiune, ne mulțumim și ascultătorilor, le urăm o zi binecuvântată de Dumnezeu. La revedere! La revedere!